Mi se pare foarte interesant cum în zilele noastre poți să spui ceva sau să faci ceva care este total dezaxat și trebuie să fii bolnav ca să poți măcar să te gândești la așa ceva, să o pui cu mândrie pe internet și apoi timp de un an să nu spui absolut nimic despre asta pentru că nu ți-a afectat deloc veniturile. Dar apoi, când, opa, dintr-o dată îți afectează veniturile, ai văzut ca ai de pierdut. Ce? Scuze că m a prins. Yeah. Era Caterinca, bro. Sunt șefan. Sunt tot aici din primul an. Sunt șefan. Nu sunt doar un simplu fan. Sunt șefan. Cu toți știți despre acel video în care Colo a spus, citez, Fetele de 16 ani merită violate mâncați așa. Adică la modul cu picioare în gură, cu dinalea să o scui în gură. Bă, colo, bă, frate, mă, cum poți mă să spui așa ceva? Cum, cum să streacă? bă, așa ceva prin minte, mă. Cum să, cum să, te gândești, mă, la așa ceva, frate? Având în vedere că tu ești un mascul alfa, o explozie de testosteron de 27 de ani. Că na, din câte am observat, asta înseamnă să fii mascul alfa, nu? Româna și mei, care vă bateți joc de fete pe stradă. Pe internet le faceți curvești așa mai departe pentru că sunteți frustrați că aveți în cap autostradă, zici că e pista de curse pentru hormonii care nu-i puteți stăpâni din cauza faptului că vedeți un pic de, de piele, nu? Bă, în primul rând, o fată sau o femeie nu este curvă pentru că se îmbracă în pantaloni scurți sau mai eu sau tricou. Și cel mai important lucru, o fată nu este curvă și merită violată pentru modul în care se îmbracă. Dacă tu ești de părere că fetele merită violate pentru felul cum se îmbracă, bă frate, fă un control serios, vorbesc că ai o problemă gravă. Ai nevoie de ajutor, foarte mare ajutor. Adică nu degeaba la noi în țară unul din cinci oameni ar vrea ca violurile să fie legale. Și 55% din oamenii din România cred că violul poate fi justificat, bă. A, ah, și mai am încă o chestie, bă, din asta științifică, dar poate e prea mult pentru tine, că totuși sunt informații din astea premium. Nu muie la cai și căcatul din astea. Dar îți arăt totuși, să nu zici că z rău. Bă, legat de chestia aia cu picioare în gură și etc. Poftim. Al nostru senpai grandmaster al dojo-ul cefanilor din scuipatul de jos. Mare o opinie care o spune așa de mândru, cu atâta sinceritate și încă ne roagă să-l credem pe cuvânt, nu o dată câte două ori. Credeți-mă pe cuvânt. Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, adică dacă nu eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer, cât de sincer posibil, futeam toate copilele de 15-16 de ani. Credeți-mă pe cuvânt. Deci credeți-mă pe cuvânt. Acum vreau să vă rog și eu pe voi ceva, ok? Fanii acolo. Șefanii. Bă, dați un pic video înapoi câteva secunde. Și Vă rog frumos, pentru câteva minute, lăsați la o parte faptul că sunteți fani Colo și ascultați încă o dată ce am zis eu și ce o zis Colo, nu ca și fan Colo, ca și om, frate, ca și om. Și vreau să-mi spuneți, cum vi se pare, bă, chestia aia, mă? Pentru că, sincer, bă, frate, eu n-am cuvinte, bă, efectiv n-am cuvinte, frate. Mă întreb cum se simte, bă, nevastă sa pe care o respectă așa de mult când aude așa ceva. Dar poate că și ea, la fel ca și el, la fel ca și voi, Ați văzut chestia asta și a spus Era Caterinca, bro Sunt șefan Sunt tot aici primul an Sunt șefan Am numit capitolul ăsta Respect șefane Pentru că este vorba de, de foarte, foarte mult respect Înțelegeți? Gen, respectul asta, frate Se simte în aer Ca iubirea, frate Știi, o simți în aer, man Love is in the air numai că aici are respect is in Ieri Colo scos un video în care își cere scuze și e groaznic de prost video. groznic. Practic, video ăsta a fost mai degrabă un îmi cer scuze că m-ați prins decât un îmi cer scuze bă, pentru ce am făcut. Știi ce zic? O încercat omul ăsta să șteargă absolut totul Arătându-ne nouă cât de bun în el, că vai, acum 5 zile, pentru că nu mai avea povești de inventat și chestii de genul, a început el să, să le zică copiilor că cât de bine îi să te duci la școală, că faceți asta, să-i îndrume pe copii, mă. Tot respectul pentru chestia asta, frate. Dar faptul că ne-ai arătat, arată numai cât de ipocrit ești. Pentru că, bă, scuzele tale, bă, și scuzele astea se gale cu zero, frate. Pentru că ție nu-ți pare rău că ai jignit oamenii. Ție-ți pare rău pentru că ai avut un personal de pierdut din chestia asta de ai încercat să-ți faci imaginea mai bună în loc să-și ceri scuze sincer de la oameni pentru ce ai făcut. Da, am zis eu chestia aia, am zis eu că fetele de 16 ani merită violate, da, am zis eu că, că aș fute fete de 15 ani dacă n-aș fi cu nevastă mea, da, am zis, le-am zis la copii, bă, că trebuie să meargă la școală. Gen, de ce sunteți supărați pe mine? De ce săriți așa în aer? Uite, cât de bun îs. Ție îți rău de tine, frate, nu de oameni. Nu de oameni îți pare rău, de tine îți pare. Că altfel, ți-ai fi cerut scuze pentru ce ai făcut și nu ne-ai fi îndesat pe gât cât de bun ești tu, colo, yo 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 yo. Nu mai de aia ca să-ți aperi imaginea. Bă, pe mine unul, frate, mă depășește sincer gândirea lui colo. Mă depășește enorm de mult gândirea lui colo. Precum ne depășește umorul lui ne înțeles pe noi toți cei care avem puțin cam în sens. Și am vorbit despre problema asta care e o problemă colosală, frate, la noi în România. Nu aveți idee cât de grave e problema asta la noi în România. Acum te editam video am observat o chestie că al nostru personaj favorit colorică a postat pe Instagram chestia asta frate. El din toată treaba asta știți ce o înțeles? Că bă frate e timpul să profite pe chestia asta și să-mi promovezi eu țoalele, frate. Bă, omule, mă, acum nu-i momentul potrivit ca să-ți promovezi țoalele, frate, ești nebun. Mai ales cu așa mesaj, asta e strategie de marketing pentru tine, bă, omule, bă. Am auzit și oameni care ziceau că dacă nu era acolo omul care zicea chestia asta, nu se rea lumea așa în sus. Bă, păi, bă, oameni buni, bă. Voi când aveți 850 de mii de oameni care vă urmăresc, care majoritatea sunt copii, aveți o responsabilitate față de chestia asta. Chiar dacă nu este jobul vostru să educați copiii, voi trebuie să dați entertainment. Dar trebuie să dați entertainment cu cap, frate, cu bun simț. Aveți o responsabilitate destul de mare față de copiii aia, pentru că și voi, la rândul vostru, ca și părinții lor, le formați o gândire copiilor respectivi. Așa vreți ca și copiii să ajungă? Așa, după cum o zis Colo? Eu nu cred. Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câțiva ani. Îmi cer scuze într-un mod oficial pentru că clipul meu a deranjat. Nu reprezintă, niciun caz, nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire. Băgația și să-ți bag, dacă mă vezi blond, o să-ți bag ție, familiei tale și toată fut de blondă, honey să-ți bag. Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut alături de mama mea, ea mi-a oferit cea mai bună educație și mi-a spus să respect toate femeile în această lume. Să-ți bag multe dacă mă vezi și dacă mă măiești vădată să-ți bag și, într-adevăr, vă spun sincer, din perspectiva lor, totodată cum mă pun și în situația lor, este total greșit ceea ce am spus pe internet și îmi pare extrem de rău. Nu știu, la momentul respectiv mi s-a părut ceva amuzant, ceva caterincă, la fel cum fac și oamenii, nu știu, în show-urile de stand-up, așa m-am considerat și eu pe YouTube că fac un show de stand-up al meu, cu niște glume foarte exagerate dacă stau să mă gândesc acum la rece, dar... Din punctul meu de vedere, la momentul respectiv, mi se păreau mega amuzante. Respect, șefane. Respect, frate. Respect. Când am vorbit despre tine acum 11 luni, de ce nu te ceri scuze atunci? De ce ai ales să-mi dai blog pe Insta? Cred că rezolvă ceva chestia asta că mi dai blog pe Insta, nu te urmăresc pe Insta, pe mine nu mă afectează cu absolut nimic ca faptul că mi-ai dat un blog pe Insta. Faptul că mi-ai dat blog pe Insta nu șterge faptul că ai zis mizerile pe care le-ai zis. Dar na, asta e mentalitatea de youtuber român, bro. Dau un blog pe Insta și rezolv toată situația. Ce să-mi asum eu că am greșit? Ce să-mi asum eu unele chestii? Nu! Blog pe Insta. Da, de, de, de ce nu ți-ai cerut scuze atunci, frate? Pentru că știai de chestia asta, știai de chestia asta și nu am fost eu singurul care ți-o ți, -o, ți -o atras atenția, că au fost mult mai mulți oameni. De ce nu, nu ți-ai cerut scuze atunci? A, da, pentru că atunci nu ți se părea o glumă proastă pentru că nu ai pierdut bani, așa ai? Dar acum că pierzi niște bănuți, gata, e o glumă proastă, boys, e o glumă proastă. Da, până acum nu ți-o o glumă proastă, așa ai? Și mă întrebau bă tot felul de youtuber când am vorbit despre chestia aia, despre ce e vorba, frate? Bă, re, despre ce e vorba, despre ce te vorbești, mă? Și când le arătam și vedeau că e colo și că vorbeam de prietenul lor, din 10, cred că doar la 3-4 li s-a părut chestia asta dezaxată și, și ceva negativ. Restul mi-au zis că e Caterinca, bro! nu știi de Caterinca? Bă, ar trebui să o fie rușine de voi, sincer să fiu. Chiar ar trebui să o fie rușine de voi, sincer. Ce amuzant din pedofil și pedofilia, bro. Nu mai pot de râs, bă. mă cac pe mine, efectiv, de la atâta râs, după cum se vede. Râd, bă, așa râd, omule, păi, zici că-s la stand-up. Pentru că și nevastă ta, care, nu știu, frate, cum, cum... Poți să spui că o respect pe nevastă, ta și după aia în următoarea zi să spui că dacă n-ai fi împreună cu aia, fude fete de 15 ani public pe internet. Dar și nevastă -a au zis că tu faci stand-up comedy. Nu știu, frate, dar eu niciodată n-am văzut, sincer să fiu, corectați-mă dacă greșesc, n-am văzut ca violul și pedofilia să fie, frate, subiect de stand-up comedy. Știi care e chestia? Poate ti se pare, Caterinca, așa că doar auzi chestia asta pe net sau pe live-uri, dar câte, Caterinca, o să ti se pară când o să mergi cu prezenta pe stradă, liniștit, nu o să ai nicio treabă? Și o să vină un grup de mai muțoi să o agreseze verbal sau, doamne ferește, frate, fizic, să văd cât de amuzant o să ți se pară atunci. Sau cât de amuzant ți se pare ție să claxoneze toți cimpanzei cu calar cu golf ruginit, după iubita ta și să urle după ea tot felul de chestii sexuale, să o facă să-i fie frică să iasă pe stradă seara. Sau ziua. Tot e o glumă, nu? Tot e o glumă. Până când vin niște țărani neobosiți și îți agresează iubita mama, sora, fica și așa mai departe, pentru că lor li se pare fanii. Pentru că asta o au auzit la, la youtuberul lor preferat. Și pentru că tu ai, ai apărat faptul că chestia asta este o glumă. Sunt tare curios, frate, dacă atunci o să mai spui Era Caterinca, bro Sunt șefan Sunt tot aici din primul an Sunt șefan Bă, asta e cel mai bun argument pe care fanii lui Colo îl pot scoate Faptul că e Caterinca, E glum Era la mișto Bro, cu chestii de genul nu se glumește Nu se glumește E în fața ta, da, un om și zia în sabie toată familia și, și, spune ce a spus Colo Dar că spune chestia asta despre mama ta Despre sora ta Despre cineva drag ție. Și după ar zice Stai man, glumeam era o glumă Ha, da, frate, era o glumă, știam că e o glumă, bro Yeah, let's go Cum te-ai simțit, frate? Ești nebun? Chiar așa te-ai simțit? care ai fi zis chestia asta? Zi tu așa, sincer, bă, s-ar plăcea? Ai râde și tu? Că era, haha, ha, era Caterinca, bro Caterinca Tare. Nu înțelegi tu, Caterinca. Oamenii chiar au așa o mentalitate. Și mi se pare dezgustător, bă, sincer să fiu. Dezgustător, rău de tot. Bă, trebuie să înțelegi o chestie. Știu că e multă informație de prelucrat pentru voi, având în vedere că vă uitați la colo. Chestia asta, bă, e mult, 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 e mult mai mult decât doar o glumă. O Caterinca. Bă, se uită sute de mii de copii la colo. Și copiii ăștia, bă, frate, au auzit chestiile pe care el le-a spus. După aia le-a asimilat, le-a băgat acolo cerebel la creierașul lor cât de dezvoltat ar fi. După aia și lor, la rândul lor, li se pare chestia asta super amuzantă și haha cât de caterin că e chestia asta pentru că Lucolo și altora de pe stream li se părea amuzant. Și după copiii ăștia o să crească, bă. Și o să aibă nevoie de câte de un cuvânt, bă, sau de o, o întâmplare care să facă clicul ăla, știi ce zic? O să facă cât? Și după aia, gata, frate, o trecut la treabă. Știi ce zic? O trecut la treabă și după aia nu cred că o să mai fie caterincă. Bă, voi nu înțelegeți cât de gravă e mai situația, mă, și ar trebui să înțelegeți, chiar ar trebui să înțelegeți, frate. Bă, mă enervează foarte tare conceptul ăsta de a te ascunde în spatele unei glume, bă, frate. Și din păcate, ca mulți influenceri din ăștia folosesc acest concept. Încă un argument era faptul că a fost de mult și că de ce te noi ceva de acum un an. Bă, zi, eu am vorbit despre chestia asta fix când s-a întâmplat, adică acum un an. Că doar acum au luat amploare chestia asta, e altă treabă. Mai bine mai târziu decât niciodată, crede -mă mai bine mai târziu decât niciodată. Și ce dacă a fost după un an, frate? Ce nu știam că Caterinca are termen de valabilitate sau ceva? Trei luni după expiră poți să o arunci la gunoi. Și nu un argument și cel mai, cel mai tare era că nouă bă ne ciudă bă pe succesul lui și că am vrea să fim ca și el. Bă, decât să am 850.000 de de oameni care consideră că violul și abuzurile față de femei sunt o glumă, mai bine rămân cu oamenii mei și nu mai cresc un abonat în viața mea, frate. Sincer. Bă, oricum nu mai am ce să spun. Bă, decât că dacă vă plăcut video aș aprecia dacă ați lăsa un like, un share, un sub, chestii de genul, chiar aș aprecia foarte tare, să știți mai ales că, bă, eu sunt live chiar acum pe twitch.tv 34 mi-ar plăcea foarte tare să vii și tu acolo, să lași un comentariu, un salut, ceva, suntem live, o să facem live destul de lung astăzi, 4, 5, 6 ore, 8, 9, cine știe, cât ne ține bateria, știi ce zic? O să râdem, glumim, povestim, ne uităm la chestii funny, ne uităm la chestii interesante și ne jucăm. Da, bă, ne vedem acolo, twitch.vs și, și 34 nu uitați să-mi dați follow și pe insta, că o să devin mai activ și așa mai departe. Să știți că, bă, dacă voi îl apărați pe colo spunând că toată chestia asta este doar o glumă, bă, faceți parte din ăștia. Din procentajul ăla. Dar eu tot sunt curios și Doamne ferește să se întâmple așa ceva, nu doresc nimănui, dar dacă o să păsiți voi așa ceva să iubitele voastre, surioarele, mama, prietenele, sunt curios dacă o să mai spuneți, bă frate, era că bro. Sunt șefan, tot noi că apar Sunt șefan, se să las un like înainte să dispar că sunt șefan Alături merg până la ore dar alea târzi că sunt șefan Strictare respect fie noapte sau zi Sunt șefan, am putere până mă ia criza Atunci când fac tot și văd că mi ia